Bună, dragii mei! Pentru astăzi v-am pregătit o activitate tare drăguță. Dar înainte să începem, vreau să vă întreb în ce anotimp suntem? În ce anotimp credeți că suntem? Exact, suntem în anotimpul toamna, când frunzele cad, se transformă în foarte multe culori, începe să plouă, să fie un pic mai frig. Într-adevăr, așa se întâmplă toamna. Dar ia spuneți-mi voi, pentru că astăzi vom realiza o activitate cu frunze, ce culori au frunzele toamna? Corect! Frunzele toamna pot să fie galbene, maro, portocalii și roșii, poate chiar, nu? Pentru astăzi am luat câteva frunze galbene cu puțin verde, pentru că este începutul toamnei și frunzele la începutul toamnei sunt galbene. Se transformă pe parcurs în portocaliu, maro, roșu, da? Capătă foarte multe culori pe parcursul toamnei. De aceea toamna este cel mai colorat anotimp. Vreți să știți ce vom face cu aceste frunze? Haideți să vedem! Pentru această activitate vom avea nevoie de un bloc de desen, acuarele, pensulă și frunze de diferite mărimi și forme. Vom face în felul următor. Îmi voi alege culorile pe care o să le folosesc din această paletă și o să aleg un galben muștar, un roșu portocaliu și un maro. Și acum vom întoarce frunza, o vom așeza unde dorim să se imprime și vom presa. Apoi, trăgând de cotiță, va ieși forma frunzei. Dacă dorim să-i facem și cotiță frunzei, vom adăuga un pic de culoare. Continuăm așa și cu celelalte frunze. Desigur, putem combina și două culori. Spre exemplu, o să combin galbenul cu portocaliu.
Iar acesta, dragii mei, este rezultatul final. După cum puteți vedea, sunt foarte multe culorele toamnei. Aici am pus și un verde, în așa fel încât să arătăm și începutul toamnei, dar și sfârșitul toamnei cu acest maro. Vă place activitatea de astăzi? Pe curând!